în termeni concreți, reali. O rezolvare care are validitate în orice loc și în orice vreme. O rezolvare care ajută pe orice om. Noi am trecut prin studiul acesta, în această seară îl finalizăm și vreau să facem în linii mari trei lucruri în această seară. Mai întâi să ne focalizăm asupra aspectului central al ispășirii, conceptul de jertfă. În al doilea rând, vreau să răspundem la câteva obiecții vis-a-vis de această învățătură. Și în al treilea rând, ne uităm pe scurt, într-un mod care să adune totul la oaltă, ne uităm la implicațiile acestei învățături. Acesta e planul, aceasta e harta pentru ceea ce stă înaintea noastră în această seară. Felul în care înțelegem ispășirea are la bază conceptul penal. Este la mijloc o problemă juridică. Omul este vinovat. Omul este căzut. Și din starea în care este, trebuie ridicat. Dar înțelegem acest aspect penal în termenii unei înlocuiri. Când vorbim și citim despre moartea lui Hristos pentru noi, noi înțelegem lucrul acesta ca fiind în locul nostru. El este Cel care a luat asupra Lui păcatele noastre și consecințele păcatelor. Pedeapsa pentru ele. Și le-a purtat. A făcut lucrul acesta în locul nostru. A făcut lucrul acesta pentru mântuirea noastră. Această idee nu este o idee inventată în Noul Testament. Ea apare în Vechiul Testament, în special în Isaia 53. El, robul Domnului, care suferă pentru poporul lui Dumnezeu, pentru mântuirea poporului Dumnezeu. El este Cel care poartă toate păcatele, toate nelegiuirile oamenilor. El, în trupul Lui, rezolvă problema aceasta pe care o are omul. Lucrul acesta este apoi dezvoltat în Noul Testament, iar pentru noi în această seară texte din Evrei 9, Evrei 10 și Evrei 13 sunt esențiale în privința aceasta. Texte care vin și oferă o explicație cristologică la ceea ce noi avem în Isaia 53. Îl avem descris pe Hristos în două feluri neașteptate. El este jertfa, dar în același timp El este și Marele Preot. Lucrarea Lui este o lucrare de răscumpărare care cuprinde întreaga istorie. De la Adam și Eva până la ultimul om care va fi pe pământ. Greșelile tuturor sunt rezolvate prin jertfa lui Hristos. De aceea răscumpărarea pe care a câștigat-o El este o răscumpărare veșnică. Este o răscumpărare care se aplică peste tot. Se aplică în orice vreme. De asemenea, în contrast cu sistemul de jertfe despre care noi am vorbit în întâlnirile trecute, un sistem care a fost ca o lecție. Așa ceva trebuie să se întâmple pentru ca problema păcatelor oamenilor să poată fi rezolvată. Sistemul de jertfe, jertfa în sine, ne-a învățat despre lucrul acesta. Iar acum, moartea lui Hristos pe cruce este văzută ca o jertfă
O jertfă care nu mai trebuie repetată. O jertfă care a avut, care a avut loc odată pentru toate vremurile, pentru totdeauna. Lucrul acesta este fundamental. Jertfa înlocuiește pe păcătosul care vine cu ea. Noi am trecut prin lucrurile acestea. Așa ceva se cere, darea unei vieți sau jertfirea unei vieți. Pentru că atunci când păcatul are loc, Dumnezeu, în dreptatea Lui, sfințenia Lui, se mânie. Iar această mânie trebuie potolită. Dumnezeu are nevoie să rezolve situația creată de păcatul omului și de faptul că el este desăvârșit, sfânt, drept și moartea lui Hristos ca jertfă care aduce ispășire, care face ispășire pentru păcatele oamenilor, rezolvă lucrul acesta. Moartea aceasta este o moarte pentru fiecare om. Este o moarte în locul fiecărui om. Dar, deși ea a avut loc odată, a avut loc odată pentru totdeauna, deși constituie o răscumpărare veșnică pentru toate vremurile, ea se aplică în mod individual, în urma și pe baza credinței și a mărturisirii păcatelor. Da, există soluția, dar ca omul să beneficieze de ea, trebuie să-și mărturisească păcatele și trebuie să creadă în jertfa aceasta, în Hristos răstignit, în Hristos care moare pentru păcatele Lui. Altfel, înlocuirea, într-un mod subiectiv, în dreptul fiecărui om, nu are loc. Lucrarea lui Iisus începe descriindu-L pe El în acești termeni a unei jertfe înlocuitoare. Avem cuvintele lui Ioan Botezătorul, la începutul Evangheliei după Ioan, cuvinte care constituie o prezentare. Când îl vede Ioan, el spune cu glas tare să laudă cei prezenți. Iată milul Dumnezeu care poartă, care ridică păcatele lumii. Toate acestea sunt ecouri aceluiași text, Isaia 53. De asemenea, avem alte texte, 2 Corinteni 5:21. Mă opresc doar la Galateni 3:13. Un text care îl descrie pe Hristos ca fiind făcut păcat pentru noi. Hristos care poartă, care duce toate relele oamenilor, toate nelegiuirile oamenilor. Hristos care are parte de pedeapsa pentru toate păcatele oamenilor. El este făcut păcat pentru noi. Apoi celălalt text cunoscut pe care noi l-am mai amintit în acest cu privire la acest subiect este textul din 1 Petru 2:24. Un text care este un ecou de asemenea la Isaia 53. Această lucrare a lui Hristos, răstignirea Lui, jertfa Lui, este văzută în Noul Testament, în locul nostru. El a murit pentru că noi trebuia să murim. Termenul folosit Evrei 9 și în alte locuri, în limba română este tradus cel mai bine în loc de. Și avem contexte care nu se referă la răstignire, în care acest termen cheie este folosit în Noul Testament și uitându-ne la cel puțin două dintre ele, vedem foarte bine ce vrea să spună. Când Biblia spune Hristos a murit pentru noi, înțelegem Hristos a murit pentru nostru.
Avem textul din Luca 11:11, avem textul din Matei 2:22. Primul se referă la împrejurarea în care un copil cere părintelui său o bucată de pâine. Și Mântuitorul spune, tatăl acelui copil nu-i va da o piatră. Sau, dacă îi cere copilul un pește, nu-i va da un șarpe în loc de lucru pe care îl cere. La fel, Matei 2:22 este un text care se referă la Arhelau, care după ce tatălui a murit, Matei spune, Arhelau a domnit în locul tatălui său Irod. Tot așa, Hristos a murit în locul nostru. Așa citim și noi. De asemenea, Matei 5:38, ochi pentru ochi. Și sunt celelalte referințe care ne învață același lucru. Această jertfire a lui Hristos nu este un lucru făcut de oameni, ci este un lucru făcut de Dumnezeu. Inițiativa pentru rezolvarea acestei probleme, inițiativa pentru găsirea unei soluții, este al lui Dumnezeu. Noi avem în toate cele patru evanghelii texte fundamentale care vorbesc despre trimiterea Fiului de către Tatăl. O trimitere în vederea acestei lucrări. Un fiu trimis să caute și să mântuiască ce era pierdut. Un fiu trimis să-și dea viața ca răscumpărare pentru oameni. Această inițiativă a lui Dumnezeu se bazează, are ca și cauză mânia lui Dumnezeu. Această împotrivire a lui Dumnezeu față de tot ce este rău. El față de coroana creației sale are această problemă care trebuie rezolvată. Omul nu o poate rezolva și Dumnezeu ia această inițiativă pentru a rezolva lucrul acesta. Ceea ce acum e distrus, rupt, ceea ce acum este marcat de împotrivire și dușmănie, poate fi schimbat în împăcare și împărtășie. Acesta este miezul la învățătura aceasta. În decursul istoriei și mai ales în vremea de astăzi, există obiecții cu privire la această învățătură. Cum vorbim noi așa despre Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu iubește pe orice om. Dumnezeu nu se mânie. Dumnezeu nu are acest conflict intern. Dar iubesc pe orice om, dar pentru că sunt drept, avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Obiecțiile acestea vin și spun, așa era Dumnezeu înainte să vină Fiul Său. Așa e Dumnezeu descris în Vechiul Testament. Noi acum avem o înțelegere mai bună, o înțelegere completă a cum este Dumnezeu. De aceea a vorbit despre ispășire în acești termeni a unei înlocuiri penale este o distorsionare a naturii lui Dumnezeu. Cum răspundem noi la obiecția aceasta? Faptul că Dumnezeu este drept nu se pierde datorită faptului că Dumnezeu este dragoste. Revenim. Așa. Deci, Dumnezeu ni s-a descoperit nouă treptat. Dar această descoperire progresivă a lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat.
Noi avem nevoie ca ceea ce este oferit de-a lungul descoperirii sale progresive să păstrăm. Da, sfânt, drept, iubitor, înțelept, bun, pe toate le avem într-un grad de săvârșit. Iar atunci când analizăm jertfa de pe cruce, noi vedem aici un apogeu. Uite, așa se manifestă Dumnezeu când iubește pe deplin și când își exercită dreptatea pe deplin. Toate acestea vin la oaltă. Își dovedește dragostea și își dovedește și dreptatea. Da, pentru unii crucea este un semn de slăbiciune, pentru alții crucea este un scandal, un subiect care nu are logică, dar pentru noi crucea este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Așa a fost de la început și așa rămâne până la sfârșit. O altă obiecție. E drept ca cineva să moară în locul altcuiva. Noi avem această întrebare în Noul Testament în mod tangențial. Apostolul Pavel spune, pentru că noi toți am fost răi, nu poți aștepta ca cineva să moară pentru oameni răi. Dar pentru unul bun poate s-ar găsi cineva să facă lucrul acesta. Așadar, cum spunem noi că El a murit în locul nostru? N-a fost lucrul acesta incorrect, nedrept, în ce-L privește pe Iisus? El care n-a avut păcat să moară pentru noi păcătoși. Cum răspunde la lucrul acesta? Cel care cere plata pentru păcat și cel care oferă soluția pentru păcat este unul și același. Hristos nu a fost obligat să moară. Nimeni nu l-a forțat la lucrul acesta. El însuși ne spune, și avem cuvintele în special în Ioan 10, eu îmi dau viața de bunăvoie. Nimeni nu mi-o ia cu forța. Dar eu am puterea să mi-o iau înapoi. Și știm că se și întâmplă lucrul acesta. Așadar, jertfirea Lui este o dovadă a ascultării Lui și mai ales o dovadă a iubirii Lui Dumnezeu. O altă obiecție, poate aceasta este cea mai subtilă. Ascultați cum se pune problema. Noi știm că Dumnezeu ne iartă pe noi fără plată. Ca un dar. Omul se roagă, omul își mărturisește păcatul și dacă omul e sincer, Domnul îl iartă. Da, el trebuie să repare dacă a stricat ceva. Sunt consecințe care trebuie îndreptate, dar iertarea juridic are loc pe deplin. Dacă așa stau lucrurile, de ce n-a făcut Dumnezeu același lucru în tot timpul istoriei? Omul trebuie învățat să-și mărturisească păcatul, dar nu trebuie să moară nimeni. Doar acest aspect al mărturisirii. Răspunsul este următor. În lumea lui Dumnezeu, orice cauză are efect. Orice faptă are consecință. Iar Dumnezeu este Cel care administrează într-un mod universal dreptatea. Și El, ca și administrator al acestei justiții universale, El, de la început, a trasat linia aceasta.
aduceți-vă aminte ce se întâmplă când Adam și Eva păcătuiesc. Domnul îi îmbracă cu piei de animale. Cel mai probabil, animalele respective au fost jertfite. Cineva a plătit imediat pentru păcatul lor, iar acum ei, rușinea lor, este acoperită. Desigur, de la început nu avem detaliile acestea, dar citim printre rânduri, în lumina a ceea ce se întâmplă ulterior. Când Domnul dă legea și pentru fiecare păcat e nevoie de o jertfă. Iar acum, pentru păcatele întregii lumi, este nevoie de o jertfă odată pentru totdeauna. Așadar, Dumnezeu nu e fățarnic. Ba mai mult, noi știm că primirea iertării pe baza mărturisirii nu este explicația completă. Da, omul trebuie să-și mărturisească păcatul. Omul trebuie să creadă că primește iertarea. Dar lucrul acesta are loc, este posibil, numai pentru că a murit Hristos. Simpla mărturisire nu rezolvă situația în întregime. Este la fel ca și cu iertarea celuilalt. Noi spunem în rugăciunea Tatăl nostru, când ajungem la tema iertării, cerem de la Dumnezeu iertare, așa cum oferim noi iertare. Da, noi trebuie să oferim iertare celor care ne-a greșit. Dar faptul că noi oferim iertare nu este singurul motiv pentru care noi primim iertare. Tot acest proces poate avea loc, este valabil, ajunge să fie complet, pentru că are la temelie această jertfă care s-a dus odată pentru totdeauna. Pentru că a purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor. Altfel, toate acestea nu pot avea loc. Aceasta e baza. Așadar, când noi vorbim și citim în Biblie despre mărturisirea păcatului, el are întotdeauna jertfa la bază. Încă o obiecție. Mai ales în timpurile modernității și mai ales în vremea de astăzi. Nu e ca cineva să aducă jertfe. Astea sunt lucruri care depind de vremea de atunci. Azi nu mai vine nimeni cu jertfe nicăieri. Deci, lucrurile acestea au avut loc în vechime, într-o orânduire în care oamenii așa vedeau lucrurile. Fraților, validitatea acestei învățături, acestei explicări a ispășirii în termenii unei înlocuiri penale, nu depinde de nicio cultură. Este o problemă teologică. E problema păcatului. Ești păcătos și în viacul întâi și în viacul 20. Ești păcătos și în China și în America de Sud. Nu contează unde ești, câți ani ai. Nu contează cine ești. Problema aceasta este o problemă perenă. Tot timpul. În toate locurile. De aceea nu depinde de vremuri. Merg la ultimul lucru în această seară, cel de-al treilea. Implicațiile acestei învățături. Această explicare a ispășirii în termenii unei înlocuiri penale confirmă căderea noastră. Noi am ajuns în păcat. Noi am fost cuceriți de păcat, înrobiți de el, pângăriți de el. Deci suntem vinovați. Suntem robi ai lui. Natura lui Dumnezeu nu are doar o singură latură. Dumnezeu iubește pe om.
natura lui Dumnezeu are și cealaltă dată. Dumnezeu este drept față de El însuși și față de noi toți. Acestea amândouă ajung să lucreze împreună atunci când explicăm învățătura aceasta cu privire la ispășire ca înlocuire penală. A murit în locul nostru. A purtat păcatele noastre și a dat viața pentru noi. Nu există altă cale. Noi, pe baza acestei jertfiri de bunăvoie, noi învățăm pe alții că este prin har. Mântuirea este numai prin har. Este numai prin credință. Valoarea acestei lucrări, acestei jertfe, este infinită. Îi cuprinde sau îi acoperă pe toți toate păcatele oamenilor. Le are în vedere pe toate din toate timpurile. Hristos n-a murit doar pentru unii. El a murit pentru toți. Desigur că în final numai unii beneficiază, pentru că alții resping. Pe baza lucrurilor acestora, cel credincios are siguranța mântuirii. Păcatele lui au o soluție. Problema omului are o rezolvare. Deși pentru noi toate acestea sunt fără plată, ele au costat foarte mult. Și închei cu câteva cuvinte pe care le spune Apostolul Petru. Răscumpărarea noastră n-a avut loc cu aur, cu argint, cu pietre scumpe.